Salutare și bine v-am găsit la o nouă lecție. Vom rezolva în continuare ecuații exponențiale. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Haideți să vedem cum putem rezolva următoarele ecuații exponențiale. Avem mai multe cazuri. Când avem ecuații exponențiale de formă, a la puterea fx egal cu a la puterea gx, bineînțeles cu a mai mare decât 0 și a diferit de 1. Ecuația este echivalentă cu ecuația f de x egal cu g de adică mai simplu va trebui să egalăm cele două puteri, dar în cazul în care avem aceeași bază. Iar soluțiile acestei ecuații sunt și soluțiile ecuației date. Cel mai ușor este să vedem pe un exemplu concret. Avem următorul exemplu. 3 la puterea 2x plus 1 egal cu 3 la minus x la 2. doua. Haideți să vedem cum rezolvăm această ecuație exponențială. Observăm că avem aceeași bază, adică 3 la puterea 2x minus 1, 3 fiind baza, egal cu 3 la puterea minus x la 2. doua. Din nou, aceeași bază 3. Și atunci, noi vom considera ca în definiție prima putere f de x și a doua putere g de x. Și va trebui să le egalăm. Și ecuația va arăta în felul următor: 2x plus 1 egal cu minus x la puterea a doua. Observăm că avem un x la 2, asta înseamnă că avem o ecuație de gradul 2. Haideți să-l trecem pe minus x la 2 în partea stângă cu semn schimbat și asta înseamnă x la 2, iar apoi vom continua cu termenii din partea stângă. Egalăm cu 0 ecuația și observăm că x la 2 plus 2x plus 1 o putem scrie x plus 1 totul la puterea 2 egal cu 0. Pentru că dacă nu ne dăm seama și vom face delta, observăm că delta ne va da 0. Și atunci rezultă că avem x1 egal cu x2. Deci avem dublă soluție. Și atunci x plus 1 la puterea 2 egal cu 0, vom putea scrie x plus 1 egal cu 0, iar de aici rezultă că x este minus 1, adică soluția dublă x1, x2 ne va da minus 1. Dacă facem delta și x1x2, pentru că este o ecuație de gradul 2, și atunci am obținut soluția acestei ecuații 2x plus 1 egal cu minus x la 2, soluție care este și a ecuației 3 la puterea 2x plus 1 egal cu 3 la minus x la 2. Deci vom putea scrie ca soluție finală s egal cu minus 1. Haideți să mai vedem un exemplu. Ce observăm aici? Avem 1 pe 3 la puterea x minus 1 egal cu radical din 3. Haideți să vedem dacă putem forma ecuația a la puterea fx egal cu a la puterea gx, da? la cazul în care suntem. Adică să facem aceeași bază atât în partea stângă cât și în partea dreaptă. Și acum, 1 supra 3 la puterea x minus 1, observăm că pe 1 pe 3 vom putea să-l scriem ca 3 la minus 1, totul la puterea x minus 1, egal cu, și în loc de radical din 3 putem scrie 3 la puterea 1 pe 2. Am transformat radicalul. Iar acum, în partea stângă, putem să mulțim minus 1 și vom avea 3 la puterea minus x plus 1 egal cu 3 la puterea 1 pe 2. Și observăm că am ajuns la această formă, adică a la f de x egal cu A la G de X. Iar acum având aceeași bază, observăm că putem să egalăm puterile. Și vom avea minus x plus 1 egal cu 1 supra 2. Minus x va fi egal cu 1 supra 2 minus 1. Deci îl trecem pe 1 pe plus 1 cu sem schimbat în partea dreaptă și vom obține minus x va fi egal, haideți să aducem la același numitor, 1 minus 2 va fi minus 1 supra 2, vom mulți cu minus 1 și vom obține x egal cu 1 pe 2. Soluția ecuației noastre, deci am obținut, haideți să facem o probă. Dacă îl vom înlocui pe x cu 1 supra 2, haideți să vedem ce obținem. Deci dacă avem 1 supra 3 la puterea, 1 pe 2 minus 1. Vom avea, deci aducem la același numitor și vom avea 1 pe 3 la puterea minus 1 supra 2. Prima dată minusul ne va schimba din 1 supra 3 în 3 la puterea 1 pe 2. Iar acum, puterea 1 pe 2 îl transformă în radical. Da? Și atunci 1 pe 3 la puterea x minus 1 va fi egal cu Radical din 3, ceea ce înseamnă că am obținut o soluție corectă. Iar acum, haideți să vedem un alt tip de ecuații exponențiale, adică ecuații de formă a la puterea fx egal cu b, unde a mai mare decât 0 și a diferit de 1. Și avem mai multe situații în care b este mai mic sau egal decât 0. Și atunci înseamnă că ecuația nu are soluții. Avem aici două exemple. De exemplu, dacă avem 5 la puterea minus x la 2 egal cu minus 3. Da, observăm că avem în partea, în partea dreaptă minus 3, da, care este B-ul din definiția noastră, și este negativ. Și noi ne gândim așa că niciun număr la nicio putere nu ne va da minus. Și atunci înseamnă că ecuația nu are soluții. Da? Pentru că B-ul este mai mic decât 0 și rezultă că ecuația nu are soluții. Încă un exemplu des întâlnit 2 la puterea x egal cu minus 1, din nou, ceva la o putere să ne dea minus. Din nou îl considerăm pe B ca fiind minus 1 după definiție. Deci putem scrie că B este mai mic decât 0 și, din nou, rezultă că ecuația nu are soluții. Deci, în momentul în care ne întâlnim cu o situație de genul, putem scrie direct ecuația nu are soluții. Iar acum, alt caz. Dacă B este mai mare decât 0, ecuația are cel puțin o soluție. Deci, atunci, noi va trebui, haideți să vedem pe exemplu concret pentru că înțelegeți mai bine. 2 la puterea x plus 3 egal cu 16. Deci observăm că în partea, în partea stângă avem a la fx, da? pe 2 îl considerăm a și x plus 3 este fx și egal cu, cu b, care este 16. Și pe b noi îl vom putea scrie Va trebui întotdeauna să încercăm să-l scriem ca baza din partea stângă, adică în cazul nostru, baza 2. Păi noi știm că pe 16 putem să-l scriem ca 2 la 4, da? Și de aici este b egal cu ar, din definiție. Și atunci rezultă că ecuația noastră se transformă în a la puterea fx egal cu a la puterea r. Și de aici putem egala f fx cu r. Și rezultă, cu... și rezultă soluția ecuației. Haideți să scriem din nou. Deci avem 2 la puterea x plus 3 egal cu. Deci în loc de 16 am zis că scriem 2 la puterea 4. -a. Și acum putem egala x plus 3 egal cu 4. Și am obținut x egal cu 4 minus 3, adică cu 1. Deci soluția ecuației noastre va fi 1. Următorul exemplu. Deci, asta vom face în momentul în care vedem că atât la stânga cât și la dreapta avem baze diferite. Și acum avem 0,5 la puterea minus x la 2 plus 3 egal cu 0,25. Asta înseamnă că pe 0,25 va trebui să-l scriem cu aceeași bază din partea stângă, adică. Observăm cu ușurință că îl putem scrie 0,5 la puterea 2. Și atunci scriem 0,5 la puterea minus x la 2 plus 3 egal cu, deci în loc de 0,25, vom pune 0,5 la puterea 2. Și acum, egal în puterile minus x la 2 plus 3 egal cu 2 și vom, ia, și vom avea minus x la puterea a doua egal cu 2 minus 3, adică cu minus 1, împărț împărțim prin minus 1 și vom avea x la a doua egal cu 1, de unde rezultă că x va avea două soluții, adică plus minus 1. Și vom scrie ca soluție finală, minus 1 și plus 1, sau plus minus 1, da? Vedem că dacă vom înlocui sus să facem proba, avem x la a doua, avem aceeași, același rezultat și pentru plus și pentru minus 1. Iar acum avem încă un caz unde B este mai mare decât 0 și din nou, funcția din partea stângă, adică A la F de X egal cu B. De aici observăm, pe exemplu scris mai jos, că 2 la puterea X egal cu 5 avem baze diferite. Și nu vom putea să le aducem la aceeași bază. Și atunci înseamnă că de regulă se logaritmează ambii membri în baza A. Da? Ecuația are cel puțin o soluție. Iar în cazul nostru vom putea scrie că x este egal cu logaritmul în baza 2 din 5. Următorul caz. Ecuații exponențiale de formă. Alfa a la 2 f de x plus beta a la puterea f de x plus gamma egal cu 0, unde a mai mare decât 0 a diferit de 1. Acest tip de ecuație se rezolvă prin substituție și vom obține o ecuație de gradul 2. Haideți să vedem pe exemplu concret. Avem următoarea ecuație ca și exemplu 4 la puterea x minus 9 ori 2 la puterea x plus 8 egal cu 0. Și observăm că 4 la puterea x și 2 la puterea x va trebui să îl facem să avem aceeași bază. Adică pe 4 la puterea x va trebui să-l scriem ca bază de 2. Și vom putea scrie 2 la 2, totul la puterea x minus 9 ori 2 la puterea x plus 8 egal cu 0. Iar acum, pasul următor este să-l facem. Haideți să scriem prima dată 2 la 2x, da? pentru că 2 la 2 totul la x înseamnă 2 la 2x minus 9 ori 2 la x plus 8 egal cu 0. Iar acum va trebui să notăm pe 2 la x egal cu T. Deci asta înseamnă că vom obține o ecuație de gradul 2 în T. Și anume, 2 la puterea 2x înseamnă T la puterea 2 minus. 9 ori t plus 8 egal cu 0. Haideți să stabilim cine este A, B și C. Adică A este 1, b va fi minus 9, iar c va fi 8. Și va trebui să facem delta, care este B la 2 minus 4AC. Asta înseamnă minus 9 la puterea 2 minus 4 ori 1 ori 8 adică 81 minus 32 ne va da 49. Iar de aici vom, re vom rezolva cele două soluții, adică T1 și T2, care sunt egale cu minus B plus sau minus radical din delta supra 2 ori A. Asta înseamnă minus minus 9 plus sau minus radical din 49 supra 2 ori 1 minus minus 9 înseamnă 9, plus sau minus radical din 49 este 7, totul supra 2. Și de aici rezultă. T1 va fi 9 plus 7 supra 2, ne va da 16 supra 2, adică 8. Și T2 va fi 9 minus 7 supra 2, adică 2 supra 2 egal cu 1 și am obținut două soluții, T1 și T2. Dar nu ne vom opri aici pentru că noi am folosit această notație, adică 2 la x egal cu T. Și acum, va trebui să egalăm pe 2 la x cu fiecare soluție a lui T obținută. Adică 2 la x egal prima dată cu 8, asta înseamnă că 2 la x vom putea scrie egal cu 2 la 3, da? În loc de 8, 2 la 3, și de aici rezultă că x este 3. Și acum avem cealaltă soluție, adică 2 la x egal cu 1. Atunci putem scrie că 2 la x egal cu 2 la 0, da? Pentru că 2 la puterea 0 ne dă 1. Și de aici rezultă că x este 0. Și am obținut două soluții care sunt 0 și 3. Deci acestea sunt soluțiile ecuației noastre. Următorul exemplu este tot de această formă, ecuația, și observăm acum. Deci, din nou, ne uităm la ce avem la puterea x. 36 la x și 6 la x. Evident că îl putem scrie și pe 36 ca 6 la puterea 2, deci aceeași bază, totul la x minus. 42 ori 6 la x plus 216 egal cu 0. 6 la puterea 2x o vom putea scrie 6 la 2x minus 42 ori 6 la x plus 216 egal cu 0. Din nou folosim aceeași notație, adică notăm pe 6 la puterea x cu t și vom obține t la puterea 2 minus 42t plus 216 egal cu 0. Din nou ecuație de gradul 2 vom scrie a, b și c. a este 1, b este minus 42, iar c ul este 216. Deci rezolvăm delta b la 2 minus 4 ac. Care, care ne va da minus 42 la a doua minus 4 ori 1 ori 216. 42 la puterea a doua ne va da 1764 minus 4 ori 216 ne va da 864. Și dacă vom efectua scăderea, observăm că obținem 900. Am la pe delta, iar acum T12 va fi egal cu minus B plus sau minus radical din delta supra 2 ori A. Din nou avem minus minus 42 plus sau minus radical din 900 supra 2 ori 1. Minus minus 42 ne va da 42 plus sau minus radical din 900 este 30 supra 2. Și acum haideți să-l calculăm pe T1. 42 plus 30 supra 2 ne va da 72 supra 2, adică 36. Și T2 va fi 42 minus 30 supra 2, și asta înseamnă 12 supra 2, adică 6. Am obținut cele două soluții, T1 și T2, și nu uităm să facem următoarele calcule, adică pe 6x să le egalăm cu fiecare soluție obținută. 6 la x. Egal cu 36, primul T, asta înseamnă 6 la X egal cu 6 la 2, de unde rezultă că X este 2. Și acum 6 la X îl vom egala cu a doua soluție obținută la T, adică 6, și vom avea 6 la puterea X egal cu 6 la puterea 1. Și de aici rezultă că X este egal cu 1. Deci am obținut cele două soluții. 1 și 2. Îi scriem ca soluție finală 1 și 2. Atenție, după ce aflăm T1 și T2, nu uitați să facem substituția. Haideți să mai vedem încă un model de ecuație exponențială. 2 la puterea x plus 2 plus 2 la x plus 2 la puterea x minus 1 egal cu 22. Observăm că în partea stângă avem aceeași bază adică 2. Și noi vom putea să-l scriem pe 2 la puterea x plus 2, ca 2 la x ori 2 la 2. Pentru că avem aceeași bază, puterile se adună. Apoi continuăm cu plus 2 la x, iar acum la, ultima, la ultimul termen îl scriem din nou 2 la x ori 2 la minus 1, egal cu 22. Și observăm că în fiecare termen, avem 3 termeni în partea stângă, care îl conțin pe 2 la x. Și va trebui următorul pas, este să-l dăm factor comun pe 2 la x și să vedem ce ne mai rămâne. Din primul termen rămâne 2 la 2, plus dacă avem numai 2x și l-am dat factor comun pe 2x, rămâne totdeauna 1. Plus din al treilea termen îl luăm pe 2 la x și ne rămâne 2 la puterea minus 1, egal cu 22 și vom obține 2 la puterea x egal cu 2 la 2 plus 1 ne va da 5 plus 2 la minus 1 îl scriem ca 1 supra 2 egal cu 22. Deci 2 la puterea x va fi egal va fi înmulțit cu 5 plus 1 pe 2, amplificăm cu 2, ne va da 10 plus 1 totul supra 2, adică 11 supra 2, egal cu 22. 2 la puterea x va fi egal cu, acum pe 11 supra 2, îl vom trece în partea dreaptă, invers, da? Deci va fi egal cu 22 ori 2 supra 11. Observăm că se simplifică 22 cu 11, jos rămâne 1 și sus 2. Și vom avea 2 la x egal cu 2, și de aici rezultă că 2 la x egal cu 4, pentru că aici sus avem 2 ori 2. 2 la x egal cu 4, asta înseamnă că îl putem scrie pe 2 la x egal cu 2 la 2. Și de unde rezultă că x va fi egal cu 2. Și vom putea scrie ca soluție finală 2. Și următorul exemplu, acum avem 3 la puterea x plus 2 plus 3 la puterea x plus 1 egal cu 108. Observăm că avem aceeași bază în partea stângă, din nou, 3 la puterea x plus 2, vom putea scrie 3 la puterea x ori 3 la 2 și plus 3 la puterea x ori 3 la puterea întâi, egal cu 108. Din nou, observăm că îl vom putea da factor comun pe 3 la x din cei doi, ter din cei doi termeni și vom avea 3 la x pe lângă. Din primul termen ne mai rămâne 3 la 2 plus, din al doilea termen va rămâne 3 egal cu 108. 3 la puterea x ori rezolvăm paranteza, adică 3 la 2 este 9 plus 3, 12 egal cu 108. 3 la puterea x va fi egal cu 108 împărțit la 12. Și asta înseamnă 3 la x egal cu 108. Supra 12 ne va da 9. Deci 3 la x egal cu 3 la 2, iar de aici rezultă x egal cu 2. Iar soluția finală a ecuației noastre putem să scriem S egal cu 2.